Deși liderul de sindicat Marin Golea a declarat că nu-l mai susține pe Eugen Pârvulescu pentru a ocupa funcția de președinte al clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, primarul Florin Cârciumaru, membru în adunarea generală a acționarilor, spune că va găsi soluția legală pentru ca Pârvulescu să rămână în această funcție. Cârciumaru este mulțumit de managementul lui Pârvulescu și spune că pandurii au nevoie de el. Și nu este nicio problemă că USMO a retras sprijinul în Consiliul de Administrație al domnului Pârvulescu, pentru că dânsii n-au mai contribuit mai cu nimic în susținerea activității de fotbal de la echipa Pandurii Târgu Jiu. Vom găsi noi o soluție în cadrul ședinței AGA ca domnul Pârvulescu să fie susținut în continuare și să fie în continuare președintele Consiliului de Administrație. La ora actuală, clubul de fotbal Pandurii Târgu Jiu are nevoie de managementul dânsului, are nevoie de calitățile și priceperea dânsului. După ce Mihai Stoica a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul transferurilor, Steaua a rămas fără manager. Surse susțin că Eugen Pârvulescu a primit oferte de la Steaua pentru a-l înlocui pe Meme Stoica. Florin Cârciumaru spune că ar fi o onoare ca acesta să ajungă la Steaua. Să știți că m-aș bucura ca domnul Pârvulescu să ajungă președinte la Steaua. Pentru clubul Pandurii Târgu Jiu ar fi o onoare, așa cum pentru noi a fost o onoare când de la Târgu Jiu a plecat capitan la echipa națională Chiri Cheș și mulți alți fotbaliști. La Steaua, Pârvulescu ar fi mai aproape de fiul său, care este jucătorul campioanei din ianuarie 2012. Până în acest moment, Eugen Pârvulescu nu a putut fi contactat telefonic. Acesta se află la București pentru a vota alături de ceilalți reprezentanți cu drept de vot viitorul președinte al Federației Române de Fotbal.